Bună tuturor! Eu sunt Green și v-am pregătit un tutorial despre cum să tunzi vârfurii la casă. Un tutorial foarte simplu în care vei putea să tunzi părul și să nu tai mai mult decât este necesar. Unghiurile sunt foarte importante, ele îți vor da coafiura pe care ți-o dorești și tunsoarea. Pupici și ne vedem în curând! Să nu ucizi! Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Călăuzește-i sufletul spre calea cea dreaptă. Eu trebuie să duc țara pe calea cea dreaptă. De suflete să aibă grijă sfinția ta. Ele cad în seama fiecărui păstor. Fiecare păstor cu fluierul lui. Din fluierul Măriei tale iese un suflet păgân. Să nu furi. Să nu ucizi. Să nu mărturisești strâmbul împotriva aproapelui tău. Să nu râfnești la cea lui. Dacă vrei să-ți meargă bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Sună? Sau nu sună așa poruncile sfinte? Le-ai învățat, Maria ta, dar nu le-ai înțeles. Am făcut-o vreodată altfel decât se spune. Am pedepsit vreodată pentru altă vină. Din fluierul sfinției tale e sunete băgâne când vrei să-i aperi pe nelegiuiți. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Ci îndreptarea lui, știu. Dar dacă sunt porunci, porunci să fie. Ca să îndrept 10 păcătoși trebuie să piară 1. Ca să îndrept 100 trebuie să piară 10. Să piară, slujind de pildă. Degeaba înroși pe hoț să nu fure, pe ucigaș să nu ucidă. Rugămințele nu slujesc la nimic. Nu dragostea de Dumnezeu aduce pe oameni la biserică, ci teama de chinurile iadului. Și vrei, Maria ta, să te întâlchivezi? Dacă veți asculta poruncile mele, 5 dintre voi vor birui 100. 100 vor gori 10.000 și vor pieri vrășmașii de sabie înaintea voastră. Dacă nu le veți asculta, voi veni cu mânie și voi pedepsi pentru păcatele voastre. Veți pieri în rândul popoarelor, vă va înghiți pământul vrășmașilor voștri. Și eu să aștept cu mine în această pedeapsă care înseamnă pieirea țării. Mahomet ia toate. În fața lui țara trebuie să fie ca o sabie în clopoțel fără moarte. Săbile se cresc în foc, nu în vorbe, sfinția ta. Moarte. N-am altul la nevără.